să răspuns invitații noastre de a fi prezenți la această conferință de presă, întâlnire la care, așa cum v-am obișnuit deja în fiecare an de când suntem în această echipă la conducerea primăriei din municipiul Zadău, dorim să prezentăm și să informăm prin intermediul dumneavoastră cetățenilor din municipiu propunerea de buget pentru anul 2021, propunere cu care ne prezentăm mâine în ședința de Consiliu Local și o supunem aprobării Consiliului Local. Sigur, a recunoscut această chestiune că aprobarea bugetului pentru anul 2021 ar fi trebuit să se întâmple în anul trecut, cel mai târziu prin luna noiembrie. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. N-am vrut să comentăm, nici nu vreau să comentez aceste aspecte care țin în special de guvernarea țării. Cert este că suntem în luna aprilie și că am ajuns în sfârșit la creionarea bugetului și la aprobarea acestuia în Consiliul Local. Actele normative care stau la baza întocmirii bugetului din acest an sunt legea 15 din nota 3 a 2021, respectiv legea bugetului de stat pentru acest an, legea 273 din 2006, legea finanțelor publice locale, codul fiscal, codul administrativ, adresele direcției regionale a finanțelor publice și hotărârea Consiliului Județean din 9 a 4 a 2021, parcă hotărârea numărul 4, dacă le țin bine minte. Deci, pornind de la aceste acte normative care reglementează felul în care se întocmesc bugetele locale pentru anul 2020, am ajuns la cifrele pe care o să vi le prezint în continuare, cifre care reprezintă, desigur, bugetul și din care dumneavoastră puteți deduce direcția în care merge municipiul din acest punct de vedere financiar. La întocmirea bugetului pentru acest an am avut în vedere trei principii importante. Trei piloni în jurul cărora am construit bugetul anului 2021. Mai întâi, continuarea dezvoltării municipiului Zadău. Prin aceasta înțelegând că banii alocați pentru dezvoltarea orașului, banii alocați pentru investiții, suma totală să fie în cuantum mai mare decât sumele alocate pentru funcționare. Al doilea principiu a fost acela care ține de o anumită înțelegere a situației prin care trec cetățenii din municipiu, populația orașului și nu numai, din păcate, în această perioadă dificilă de pandemie. Și în această logică a lucrurilor, n-am crescut taxele și impozitele nici în acest an. Este al cincelea an în care n-am crescut taxele și impozitele, respectiv de când suntem la conducerea primăriei, nici într-un an nu s-au mărit taxele și impozitele, au rămas la nivelul anului 2016, așa cum am găsit. El a crescut doar cu rata inflației în fiecare an. Acest lucru ne obligă legislația în vigoare și nu putem face rabat de la această
mărire, curată în față. Și cel de-al treilea principiu, care ține tot de grija față de populația municipiului, față de contribuabilii din Zadău, am avut în vedere ca și în acesta să păstrăm gratuitățile, bonificațiile și facilitățile fiscale pe care le-am acordat în anul 2020 la nivelul anului 2020, de să ne menținem la nivelul anului 2020. Plecând de la aceste criterii, am construit, sigur, bugetul pentru anul 2021 și ca și orice buget, și bugetul nostru se compune din venituri și cheltuieli. În cuantum absolut, bugetul anului 2021 are o valoare de 328.430.000 de lei, aproximativ 67 milioane de euro. La un curs de schimb de 3,9 am făcut calculul. 4,9. Sigur, este mai mare decât bugetul anului trecut sau decât execuția la finalul anului 2020 cu 19 milioane de euro, respectiv 92,9 milioane de lei. Veniturile sunt prognozate la 249.035 sau 249.035 milioane, să vorbim în milioane de lei. Și la aceste venituri proprii și din surse acoase se adaugă și împrumutul pe care îl folosim numai pentru dezvoltare. Așa că totalul este suma pe care v-am spus-o la mine. Ori trește 28.430.000 de lei. Sigur că și în acest an, o componentă importantă din sursele atrase o reprezintă fondurile europene. Chiar dacă nu știm foarte exact toate tipurile de proiecte pe care le putem accesa, în exercițiul financiar european 2020-2027 și nu știm asta pentru că n-au apărut încă ghidurile de accesare a fondurilor europene, le așteptăm, sper să apară într-un timp cât mai scurt. Noi avem o strategie de dezvoltare a orașului în urma discuțiilor, mai ales cu conducerea DR-ului Nord-Vest și am făcut și avem o estimare a ceea ce înseamnă posibilitățile de atragere a fondurilor europene pe proiecte noi, pe lângă cele care le avem în derulare și în diferite faze de execuție sau de evaluare. Ne îngrijorează însă următorul aspect. Față de necesarul pe care l-am avea la nivelul anului 2021, veniturile care, sau sumele care intră în structura bugetului și în capitolul venituri și cum sigur se regăsește și la cheltuieli, de la bugetul de stat, sunt diminuate consistent din punctul meu de vedere, undeva la 3,6 milioane mai puțin pentru persoanele cu handicap, indemnizația persoanelor cu handicap și salariile asistenților acestor persoane. La burse școlare avem un minus de 852.000 de lei, iar la transportul gratuit al elevilor necesarul este de 5,04 milioane lei, și am primit de la bugetul de stat până astăzi 0 lei. Sumele acestea sunt reglementate prin legea bugetului și ele trebuie să ajungă de la Guvern, de la Ministerul Finanțelor, de la Ministerul de Resort,
respectiv Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, în bugetul local. Ele, dacă le adunăm, înseamnă 9,5 milioane lei, o sumă importantă din punctul nostru de vedere, care va trebui, dacă nu o să o primim de la bugetul de stat, va trebui să o repartizăm sau să găsim o soluție din bugetul local. Sper să nu fim nevoiți să denunțăm la investiții și nu o face, dar nici persoanele cu handicap, nici elevii nu pot rămâne fără buze sau nu pot să își plătească transportul. Asta ținând cont de reglementările legale, așa cum am spus. Veniturile proprii ale primăriei în acest an au crescut cu 2,8 sau mă rog, de propunerea pe care o facem, ajung la 50,83 milioane de lei, de euro, au crescut cu 2,8 milioane euro față de anul trecut, respectiv 249 de milioane 035.000. La capitolul cheltuieli, așa cum am menționat, am avut grijă să continuăm dezvoltarea orașului și să propunem o sumă consistentă și în acest an pentru continuarea proiectelor în derulare și pentru a putea începe alte și alte proiecte noi pentru oraș. Secțiunea de funcționare la capitolul cheltuiel este 128.939.000 lei, aproximativ 26,3 milioane euro. Secțiunea de dezvoltare este de 199.491.000 lei, aproximativ 40,7 milioane euro. Sigur, așa cum am spus, aici intră și împrumutul care îl folosim doar pentru investiții. Deci nu am făcut împrumutul ca să cheltuim banii la funcționare. Chiar dacă funcționarul să vedeți ce înseamnă, nu înseamnă neapărat numai salarii și sporul, cum am văzut un ziar mai devreme, înseamnă foarte multe alte lucruri pe care o să le enumăr câteva din ele mai importante. Deci, dacă faceți diferența între funcționare și dezvoltare, avem la dezvoltare 70,5 milioane lei în plus față de funcționare, adică 14,4 milioane euro în plus în acest an. Secțiunea de funcționare înseamnă, sigur, cheltuieli de personal pentru toate instituțiile care sunt subordonate primăriei și inclusiv pentru personalul din cadrul primăriei municipiului Zalău. Cheltuieli de personal pentru poliția locală, evidența populației, creșă, direcția de asistență socială, cursul sportiv, baze sportive, casa municipală de cultură, inclusiv asistenții personale ai persoanelor cu handicap și indemnizațiile persoanelor cu handicap intră tot în suma aceasta pe care am spus-o la secțiunea de funcționare. Mai intră aici și bursele școlare, cheltuielile de creșă, cheltuielile materiale, unitățile de învățământ. Vreau să vă reamintesc că avem 33 de unități de învățământ, unități la care suportăm, sau primăria plătește toate cheltuielile cu utilitățile, cu reparațiile capitale, reparațiile curente și așa mai departe. Tot la funcționare, la cheltuieli de funcționare, intră și gratuitățile transportului elev și personal. Asistență socială, așa cum am zis, legislația prevede ca din bugetul de stat să primim 90% din cheltuielile
pe care le facem pe partea de asistență socială în acest moment. Am primit 78,5% și sper și cred că la o rectificare bugetară vom primi și diferența pentru a putea plăti pe, sau avea suma asigurată integrală pentru persoanele cu handicap și pentru asistenții acestor persoane pe întreg an. La secțiunea de dezvoltare, așa cum am făcut precizarea, suma totală pe care o putem folosi în acest an pentru investiții este 199.000,2 milioane de lei, 40,7 milioane de euro. La această secțiune de dezvoltare am primit și 1,6 milioane lei de la Consiliul Județean, din cota de 6% din TVA. Vreau să vă spun că în această sumă care am repartizat-o Consiliul Județean, contribuția zalăului la această sumă este de 6,8 milioane lei. Am primit 1,6 milioane, este o sumă infimă din punctul nostru de vedere și sunt convins că din rezerva de 2 milioane care o are din această sumă în Consiliul Județean, o să ne mai repartizeze și, sau o să repartizeze și primăriei municipiului Zalău încă o parte din suma respectivă, dacă nu toată, pentru că avem nevoie pentru dezvoltare. Și această sumă o folosim la dezvoltare. Nu zicem să ne repartizeze la nivelul contribuției municipiului Zalău, înțelegem că este nici nu au primit la nivelul la care s-a așteptat probabil de la nivel, dar față de 4.300.000 cât am avut anul trecut, 1.600.000 este o sumă mică din punctul nostru de vedere. Sigur, din această sumă de 199 de milioane de lei care o avem la secțiunea de dezvoltare, vrem să finalizăm și să plătim ce-a mai rămas pentru proiectele aflate de evaluare. Mă refer la scala cinematografică, scala și planetarul, care este un proiect care în 30 mai se finalizează lucrările, urmând în perioada de recepție și grăbim lucrurile să putem da în folosință acest obiectiv într-un timp cât mai scurt posibil. Mai avem de plătit și să continuăm lucrările la creșa din cartierul Meseș, unde vor fi 55 de noi locuri pentru copii, la reabilitarea carosabilă pistă de biciclete, trotuare, refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale, Simeon Bărnuțiu, Voievodul Gelu, Gheorghe Doja și Avram Ian, pe cele patru străzi. De asemenea, în dotarea centrului de zi pentru copii, am finalizat lucrarea la transformat punctul termic 17, este finalizat lucrarea, acum achiziționăm, am făcut achiziția de mobilier, să putem da, să funcționeze și acest obiect. Mai avem de plătit sume la modernizarea și extinderea iluminatului public, etapa 1. Un proiect important, de care am mai vorbit zilele trecute, care se va finaliza în luna iulie, sunt aceste servicii publice electronice, respectiv digitalizarea primăriei municipiului Zalău și posibilitatea ca cetățenii din municipiu să folosească această platformă electronică pentru 10 tipuri de servicii. Și avem, sigur, capacitatea să extindem această platformă și cu alte tipuri de servicii față de cele 10 pe care sunt accesibile în acest moment.
Sigur, cele 20 de autobuze electrice și stații de încărcare avem și aici de plătit o sumă ca să încheiem proiectul respectiv. Avem în urmă 10 locuri de joacă pentru copii. O cheltuială consistentă la infrastructura școlară, 11 unități de învățământ sunt în reabilitare astăzi, 7 licee, 3 grădinițe și o școală gimnazială, 18,6 milioane de lei este contribuția noastră la aceste proiecte de reabilitare. De asemenea, am început reabilitarea pe strada Coposu, să continuăm și din bugetul anul acesta, din bugetul de dezvoltare, să plătim sumele necesare pentru acest proiect. Trei obiective importante sunt în achiziție, o să vedem cât este contribuția noastră și să asigurăm tot din bugetul de dezvoltare. Mă refer la bazinul de didactic de lot, două baze sportive, care sper să înceapă în acest an, să înceapă măcar lucrările și să se finalizeze undeva la mijlocul anului viitor. Avem în vedere construirea unei noi creșe, pe lângă cea care o avem în rândul și care se va finaliza până prin luna septembrie. Știm că Ministerul Dezvoltării are un program de construire a creșelor la nivel național și în acest an vrem să propunem măcar o locație pentru o nouă creșă în acest fel. La finalizarea acesteia am avea trei creșe care ar rezolva în mare măsură problema pe care au familiile tinere, special cu înscrierea copilașilor într-un sistem care să le asigure liniște la locurile de muncă. Vom continua creșterea eficienței energetice la locurile de locuințe. Avem lucrări de extindere a rețelelor de iluminat public, mă refer la rețelele din cartiere, nu la cele din zonele principale, din arterele de circulație principală. Regenerarea urbană în zona CET este un proiect pe care îl avem în vedere și sper să ne calificăm. O să vedem după ce apar ghidurile, să ne calificăm pe fonduri europene. Finalizarea planului urbanistic general, stațiile de reîncărcare vehicule electrice, puncte gospodărești subterane, continuăm și acest tip de investiție în anul 2021, reabilitarea drumului județean 191C și pietonizarea strada Unire, un proiect despre care am mai vorbit. Am obținut și avizul condiționat de la Comisia de Cultură, Comisia Regională de Cultură. O să modificăm proiectul de pietonizare a acestei zone centrale conform cerințelor sau propunerilor Comisiei de Cultură. Vom obține și avizele celelalte care sunt necesare, astfel încât să putem da drumul la licitație și să facem evaluările prevăzute de lege, să putem începe în acest an la lucru. Avem reparații capitale în cartiere. Aici am alocat aproape 4 milioane de lei societății citadini pentru reparații capitale în toate cartierele din oraș. Mă refer la alei pietonale, la spații verzi, amenajare de locuri de joacă, unde se impun și așa mai departe. Un proiect important pe care îl avem în vedere este modernizarea culoarului de mobilitate Valea Minții, strada Mihai Eminescu și, sigur, am prins ca sume în bugetul de dezvoltare sau în secțiunea de dezvoltare și pentru trei proiecte de la capitolul, să spun așa, bugetare participativă, pădure urbană, pictură murală,
spațiul de depozitare mașini neutilizate și reabilitare sau, mă rog, construirea statuii Sixor-Voioș. Din proiectele care am avut pe această, pe această zonă bugetare participativă, am reușit să facem în anul trecut treceri de 3D, treceri de beton 3D și ele sunt prevăzute după ce se toarnă stat de uzură pe culoarul principal de circulație rutieră, mă refer Simon Bărbuțiu, Iodetoza și pe bulevard Mihai Viteazu. Și era în confrunt cu baie comunală, la care noi am apreciat că nu se impune în acest moment să începem un astfel de demers pentru construirea unei baie comunale în zonă. Vom continua, desigur, și în acest an cu creșterea locurilor de parcare și avem în intenție construirea unor parcări supraetajate, măcar în două zone în acest an. Și apoi, după apariția ghidurilor, putem discuta, desigur, și despre alte tipuri de proiecte pe care, pe care ne calificăm ca eligibilitate și pe care să fim siguri că nu le vom rata. La scutiri, bonificații și gratuități, așa cum am menționat la început, aceste tipuri de facilități fiscale le-am menținut la nivelul anului 2020, chiar dacă este un an sub aspect financiar dificil și pentru administrația publică locală, dar înțelegem și nevoile și greutățile pe care le au și persoanele fizice și persoanele juridice din municipiul nostru. Am menținut bonificația de 10% pentru persoane fizice, 5% pentru persoane juridice, la cei care își plătesc taxele și impozitele până în 31 martie 2020. Am făcut un calcul, rezultă o economie în favoarea persoanelor fizice și juridice de 1,4 milioane de lei. Sunt bani care rămân în buzunarul cetățenilor și în contabilitatea persoanelor juridice. Transportul gratuit îl menținem la RPLE și pensionari. Menținem cota aplicată asupra valorii impozabile la criterii nerezidențiale. La persoane fizice, de la 1,3% această cotă este maxim. Am redus-o la 0,3%. Am redus-o în 2016 și o menținem în continuare. Iar la persoane fizice, de la 1,3% am ajuns la 1%. Economia care, sau mă rog, banii care rămân tot așa în buzunarele cetățenilor și a firmelor este de peste 3 milioane de lei. Și sigur, scutirile la impozit la 11 tipuri de clădiri și pe de altă parte majorarea impozitului cu 300% la clădirile și terenurile neîngrijite. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le prezentăm astăzi legat de bugetul pentru anul 2021. La ora 12 vom avea dezbatere sau prezentarea bugetului în comisiile reunite în sistemul online, iar mâine la ora 9, tot în sistemul online, vom avea ședința de Consiliu Local, în care o să propunem această formulă de buget pentru anul 2021 spre aprobare. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă rog. Domnule primar, am înțeles, dacă bine am înțeles eu, că există riscul să rămâneți fără bani pentru serviciile, pentru plata persoanelor cu handicap și a persoanelor de pe această filieră, pentru că nu ați primit fonduri suficiente de la bugetul de stat. Am primit sume pentru acest tip de cheltuieli într-un procent de 78,5%.
aceste sume ne ajung până la luna septembrie. Asta vreau să vă întreb. Există riscul să intrați într-un blocaj în cazul în care nu se, se asigură necesarul de fonduri? Dacă nu o să primim sumele necesare de la bugetul de stat și nu o să găsim o soluție în cadrul bugetului local să plătim aceste sume, dar noi nu știm cum să le plătim, că legea în acest an prevede clar 90% trebuie să vină de la bugetul de stat. Anul trecut era cel cu 90%, era o nuanță, este o nuanță. Și cel cu 90% putea să vină de la bugetul de stat și 50% și era ok. Până la urmă 50%, cam așa ne-am uitat anul trecut. Dar în această sintagmă, cel cu 90%, aveam posibilitatea din bugetul local, ceea ce am și făcut, că nu poți lăsa la mișa și alte cazul lor și problemele lor de sănătate. Și nu sunt nici cei care îngrijesc cei mai fericiți oameni, măcar atât să le, să le putem asigura sumele astea, care nu sunt niște sume foarte mari. Sper să depășim acest moment dificil și să înțeleagă și cei de la Gunăte trebuie să ne asigure sumele respective. Și mai am două întrebări. Da. Platforma digitală de care pomeneați este deja funcțională? Da. Pentru 10 tipuri de servicii, vă putem pune la dispoziție, dar cred că e pe site-ul nostru. Noi o să anunțăm în cadrul proiectului, pe bani europene, pe bani europene, 3,2 milioane lei. Și în cadrul proiectului este prevăzută și cheltuiala cu înștiințarea cetățenilor printr-o scrisoare, printr-o adresă acasă. Așa că, în perioada următoare, o să trimitem prin poștă fiecărui apartament, fiecărui locuință din municipiu, modul în care poate accesa acest sistem, o descriere la serviciilor, celor 10 tipuri de servicii la care au, au acces în această platformă și, sigur, posibilitatea ce au de făcut efectiv. O să punem în adresă și un număr de telefon la care pot suna în situația în care nu se descurcă, să putem să aducem la mâine. Și încă o întrebare, sper să nu se supere colegii mei. V-ați gândit la zona fostului CET, dacă aveți un proiect pentru acea zonă în care se află cele două turnuri? Știu că erau discuții la un moment dat pe tema asta. Da. Dar se construiește și două blocuri anele, dacă... Avem în vedere, sigur, dezvoltarea zonei sau reabilitarea ei, pentru că nu poate rămâne în formare. O să rog pe domnul viceprimarul, cel care se ocupă chiar de chestiunea asta, să facă descriere la ceea ce vrem să facem. Da, bună ziua, vă spun și eu că, după cum v-a transmis domnul primar, avem pe fonduri europene, pe exercițiul 2020-2027, două proiecte, EPOA. Astea sunt niște proiecte care vin și subvenționează partea tehnică. Mă refer aici la o proiect de mobilitate urbană durabilă, care cuprinde traseul Valea Micii, partea de Simeon Bănuțu, care e reabilitată, mergem pe Maxim Iorchi, coborâm aici pe parcurile, intrăm pe strada Doja, după care intrăm pe strada Mihai Ilescu și strada Vânător. Asta e un proiect pe mobilitate urbană durabilă. Iar proiectul celălalt, care se referă în special la zona fostei uzine electrice, la zona CET, este un proiect care tratează, practic, partea de regenerare urbană. Acolo sunt mai multe proiecte, multe probleme, în sensul că trebuie să gestionăm foarte bine condițiile de mediu pe care le avem acolo, sarcinile de mediu, și am scris un proiect care, practic, va duce la a realiza acolo o zonă verde, deci dispar toate amplasamentele respective. De asemenea, se decontaminează în întregime toată zona, acolo au fost mai multe bazine de solvenți, și în zona respectivă o să amplasăm și o să relocăm adăpostul de noapte, care la ora actuală funcționează aici în cartier și în jurul lui sunt foarte multe scări de blocuri și, practic,
e un teran acolo continuu și noi vrem să realizăm cât de repede această relocare a fost prin noapte. Sigur că zona respectivă, în dezvoltarea orașului, nu va fi o zonă marginală, acolo inclusiv vom avea linii de transport local și eu apreciez că anul ăsta finalizăm partea de documentație și din discuțiile care le-am avut cu cei de la Adrenor Vest, vor fi primele proiecte finanțate pe fondurile europene în sesiunea 2021-2027. Deci ne-am dorit ca începând cu 2022 să intre practic amplasamentele respective constructor. Să fim în situația să selectăm un constructor, să semnăm cererile de finanțare și doresc că nu va fi nicio problemă, având în vedere că au fost finanțate documentațiile tehnice care se ridică la un nivel de 1 milion și ceva și evident se impune să fie o continuitate, să venim după aia cu finanțările pentru realizarea efectiv punerea în operă a proiectelor respective. Bun, dacă mai sunt. Am făcut o evaluare așa doar sub formă de eficiență și am și corelat cât ar costa și care ar fi eficiența în timp s-ar amortiza investiția. În zona spitalului de infecțioase, unde am renovat un punct termic, acolo ar fi o variantă pe care o avem în atenție și sigur o parcare supraetajată de Toresa subterană în zona parcului din la galeriile Mesej. Deci, simplu un moment. Ne-am dorit tare mult și în spatele primăriei aici, în parcare, dacă reușim. Acolo deja ne-am bătut de niște restricții, pentru că testul parcare trece valea zalărului și s-ar putea să nu avem aprobările necesare de la Vârle Române pentru a putea face acest tip de investiție. Deci, după cum a prezentat și domnul primar aici, o parte din lucrările de investiții care sunt finanțate spre citadin, prevăd inclusiv lucrări de parcări. Sigur că noi ne dorim să facem o regenerare urbană, care presupune, practic, să venim cu un cartier, să trebuie să ne mască cartierele noastre, mă refer la zone verzi, mobilier urban, alei, ziduri de sprijin, gestionarea apelor pluviale din zonă și mai ales parcările de reședință. Deci. Și acesta este un proiect destul de costisitor. Noi ne-am propus să facem pe fondurile europene, să reabilităm practic toate zonele în cartierul Grădea Stadion și cartierele din Dumbrava, Dumbrava 1, Dumbrava 2 și partea de Dumbrava 9. Dar până atunci, până când o să fim în situația să implementăm astfel de proiecte, noi o să continuăm cu citadin, sigur, la o scară numerică, pentru că acestea sunt niște proiecte foarte costisitoare. Așa cum a spus și domnul primar, în zona spitalului de infecțioasă. Zona din spate, din spatele galeriilor Mesă și zona de la grădinița numărul 1. Deci noi, în prima fază, căutăm să ne folosim de geometria terenului, știți, încât să realizăm parcări cu un demisol și un, să zicem, un etal ca să creștem numărul de locuri de parcare. Pentru că dacă o să dăm jos toate garajele din oraș, nu o să creștem foarte mult numărul de locuri de parcare versus garajele existente. Probabil 1,2 ori numărul de garaje. Și o să ajungem la concluzia că am făcut acțiunea asta de anuare și practic n-am rezolvat situația. Ca să rezolvăm situația, în bună parte, trebuie să creăm în zonele unde se poate așa zise parcări etajate. Un etaj, un demisol, ca să venim cu un număr de locuri de parcare, zic eu, suficient. Și atunci, pe zonele astea, o să căutăm să reproducem, să dezvoltăm astfel de locuri de parcare.
se pretează la așa ceva. Se pretează la așa ceva și noi avem și niște proiecte, am discutat cu proiectanții locali și au venit ei în sprijinul administrației cu unele soluții din partea lor. Fac o mică completare. Au prezentat colegii mei situația locurilor de parcare și a parcărilor supraetajate pe care le dorim să le construim. Însă nu o să putem rezolva niciodată problema parcărilor și numărului de autovehicule. Cu cât o să avem mai multe locuri de parcare, cu atât o să avem mai multe mașini și dacă în momentul de față pe o locuință sau pe o familie avem un număr de autovehicule, numărul ăsta va crește constant. De aceea avem și celelalte proiecte ca o alternativă și o descurajare a celor care doresc să-și achiziționeze noi autoturisme și de aceea să avem culoarele acestea dotate cu piste de biciclete și avem investiția foarte bună în autobuze electrice ca să aibă alternative cei care se gândesc să-și achiziționeze a doua, a treia sau a patra mașină și să eficientizăm cât mai mult și acest aspect. Atunci, cu măsurile pe care le luăm cu construirea parcărilor supraetajate unde se impune, dar și cu aceste măsuri, cu siguranță că o să decongestionăm traficul și o să rezolvăm, sperăm, în mare măsură aceste neajunsuri sau aceste probleme. În parcările sau în proiectele pe care le vom face pentru parcări supraetajate, vom avea în vedere inclusiv posibilitatea încărcării autovehicolelor electrice. Vor fi stații de încărcare pentru autovehicolele electrice și vreau să vă spun că aceste tipuri de parcări supraetajate nu sunt foarte ieftine, nu sunt ieftine. Din bugetul local, din veniturile proprii, dacă ne ținem taxele și impozitele la nivelul la care avem acum, e foarte greu să facem construim astfel de tipuri de investiții. Și atunci mergem spre fonduri europene, dacă se vor finanța aceste tipuri de proiecte, sau ne-am gândit și la un parteneriat public-privat. În ce formă și cum o să poată funcționa, odată trebuie să se înceapă și cu aceste tipuri de parteneriate, care sunt la mod în toată lumea modernă în toate țările europene, doar la noi. Deci, există o reticență la acest tip de parteneriate. Poate și e și explicabilă într-un fel, dar sper să se mai clarifice din ceea ce înseamnă reglementări legale pe aceste tipuri de parteneriate. Ne-am solicitat în Asociația Municipiilor din România câteva lucruri care ar fi necesare a se îndrepta în parteneriatele respective, pentru că atunci când lucrurile sunt interpretabile, fiecare sau oricare din instituții te poate lua la întrebări și pe tine și pe partenerul tău. Și atunci am solicitat să fie lucrurile scrise clar, să înțeleagă toată lumea și, sigur, să le și respecte. Deci, apropo, ce a spus domnul primar, că nu ieftine aceste locuri de parcare, aceste parcări etajate. De aia vrem să folosim cât mai mult teren, ca să ajungem cât de cât la niște costuri rezonabile. Din discuțiile care am avut cu firmele care execută astfel de parking, ele se ridică undeva la 6.000-7.000 de euro per loc de parcare. Iar în proiectele pe fonduri europene, în prima întâlnire că am avut-o cu delegația de la ANR Nord-Est, am ridicat această problemă. Pentru ca proiectele de regenerare urbană să includă acele parcări de reședință, nu știu cum o să le denumim noi. Și undeva era o discuție că valoarea proiectului poate să fie maxim 20% din valoarea proiectului de regenerare urbană. Deci dacă un proiect de regenerare urbană se ridică într-o cartieră la 10 milioane de lei, undeva la 2 milioane va fi eligibil vor fi eligibile locurile de parcare pentru parcările de reședință. Deci,
totul trebuie gândit în așa fel încât proiectul să satisfacă cât mai multe funcțiuni. Deci, ne încurcă foarte tare când au apărut lucrurile de finanțare. Doar se discută și din discuții mai trageți noi câte o concluzie că, băi, uite, totuși tipul ăsta de proiecte e posibil să se finanțeze. Abia când avem lucrurile știm exact pe ce să ne concentrăm și ce tipul de proiecte să facem. Și sigur, nu știu dacă aveți așa ca orizont de timp, cam când durează un proiect pe banii europeni. Dacă l-am începe de astăzi să lucrăm la el, undeva prin peste vreo 2 ani am putea începe la lucru. Atât de mare este birocrația în România, încât un an și 9 luni, 2 ani cam atât te ține un proiect din momentul când ai început. Asta dacă nu sunt contestați și să sunt probleme de da, păi eu vă pot da un exemplu. Cel mai rapid efecte, deci în 2018, în 31 decembrie, s-au depus proiectele pentru finanțare europeană pe sesiunea 2014-2020. La 31 decembrie 2018. Avem proiecte care au mers foarte bine și am ajuns în 2019 să avem constructori. Deci încă n-a fost un an. Nu era proiecte de reabilitare, blocuri de aderopare termică. Dar avem și proiecte de strâns. Dar avem și proiecte, cum un proiect de pietonizare, strada Unirii, drumul de țară 191C, etapa 2 pe lumina publică, care s-au depus la 31 decembrie 2018 și suntem în aprilie 2021 și încă nu avem constructori. Sunt etapa unele de evaluare, altele sunt mai în spate ca și etapă de implementare. Deci, trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede, că altfel trenează foarte mult și procedurile sunt destul de complicate, multe etape de parcurs și implementarea, la un moment dat, se întârzie și se ajunge în 2023-2024 și proiecte care ne le-am anunțat noi și pe care ne-am propus pentru sesiunea asta până în 2027 de vreo 450 și ceva de milioane de lei, adică încă cel puțin 100 de milioane de euro, să fim doar în situația de a depune documentația tehnică, să nu parcurgem etapele necesare pentru a semna contractul de finanțare sau să selectăm un constructor. Sigur că cel mai repede vor merge proiectele cele două anunțate, asta cu modernizare și de la strada Valea Minții până în zona străzii Vânătorilor, pe traseul respectiv, axa nord-vest-sud vest, care va lega inclusiv partea de centură, etapa care acum în implementare și proiectul de reabilitare în zona centrului. Pentru că ăsta au fost pornite practic din 2020. Și ne cerem scuze pentru treaba asta. Dar ne cerem scuze nu pentru că muncim și dezvoltăm, dar și pentru întârzierile care sunt, mai ales că, într-adevăr, în unele zone, lucrurile au durat destul de mult și din cauza pandemiei, dar și din alte cauze și peste toate
șantierele și proiectele care le-am avut noi, se suprapune acum și proiectul ăsta mare, care are compania de apă pe Cuin, care produce din analizele noastre cel mai mare deranj. Pentru că se lucrează cu firme care n-au nicio au 2-3 muncitori care știu doar să lucreze cu un utilaj, să sape și nu au grijă de nimic. Și atunci, cu toate sancțiunile și cu, cum să spun, discuțiile care le-am avut cu dânsii, tot rămâne câte o străduță, care, dacă nu suntem atenți, care o zi, două, este impracticabilă, efectiv, și noi vedem lucrurile zi. Și să știți că răutățile sau neregulile din oraș care apar pe Facebook, noi le cunoaștem, pentru că prin corpul nostru de control, prin poliția locală care circulă în oraș și care notează, avem un sistem, unde găsește o problemă, o notează, o îndosare undeva și cât de repede putem să intervenim acolo, unde nu chiar o urgență. Dar toate lucrurile astea vrem să le facem într-o ordine. Sunt străzi care mi le-am propus anul trecut să vă asfaltăm, a venit Poimul și a spus, domnule, că să vă, te-am rugat, bun, faceți săpăturile aici, măcar anul ăsta să putem să asfaltăm strada. Vedeți, se întâmplă și lucruri de felul pe care nu ne dorim să se întâmple, pe unele străzi și în unele zone, noi am făcut deja lucrările și acum suntem nevoiți să lăsăm pe cel care își pune stâlpul de curent electric să sape, pe cel care își pune canalizarea să sape și așa mai departe. Vom trece și această perioadă în care există un disconfort în oraș și, sigur, până la urmă contează cum o să iasă orașul. Am văzut că foarte mult se concentrează lumea că, sau lumea, o parte din cei care stau pe internet, pe Facebook, în Dumbrava, unde o parte dintr-un trotuar, zdarele și pavajul, mă rog, nu-i la loc, nu sunt la loc probleme. Am lăsat intenționat acolo, până când ajungem la strada respectivă. Ele au fost la locul lor. Dar nu putem să punem un polițist local pe fiecare cetățean să-și arunce punga cu gunoi menajer în container, să nu se urce cu mașina pe pavaj și să producă acolo tot felul de deteriorări. O să vină o perioadă, că nu o să rămână nici cetățenii, nu o să aibă posibilitatea să sparteze mașinile pe locurile în care ne stabilim. Dar înțelegem, în această perioadă, când se lucrează aproape peste tot, am fost mai îndrăguitori, ca să nu zic altfel. Și am mai trecut cu vederea, că n-am unde parca. Vedeți și noi. Trebuie să urce pe trotuar. De asta, mesajul nostru ar fi sigur că cunoaștem că este un disconfort și ne cere scuze, mai ales pentru întârzierea lucrurilor. Da, vreau să aduc și eu o completare. Deci, să știe că orice proiect tehnic are un timp de execuție. Se știe că sesiunea asta de finanțare 2014-2020, proiectele trebuie în această sesiune să se implementeze până în 2023. Deci, dacă sesiunea a început destul de târziu, la finele lui 2018, deci au trecut 4 ani, atunci noi nu mai avem așa un timp, dar complet, are că termine execuție. Vă spun eu, între 12 luni și 24, maxim 36 de luni, în funcție de complexitatea proiectului. Deci eu în 2023 trebuie să am excepționat toate proiectele. Astfel, o să plătesc eu, nu știu, din banii locali, restul de lucrări care rămân de eventuale proiecte. Deci noi trebuie să ne grăbim și am fost în situația că trebuie să pornim proiectele, mai multe proiecte odată și, mă rog, apare situația că tot orașul se lucrează în tot orașul. Deci, datorită faptului că au un termen de implementare limitat. Deci nu pot să-l duc la infinit. Dar se știe, în perioada de pandemie, au fost situații când nu s-au lucrat. Iar sunt situații evidente, când constructorul nu poate să lucreze. Și aceasta este o cauză care, știu, o generată, să zic așa, situația de acum, pe care o citim noi cei de pe Facebook. Dar să știți că noi, așa cum a spus domnul
primar, cunoaștem toate neajunsurile din toate zonele din oraș, că toate că probabil nu ți le transmit ca și o informare, că noi nu am ști. Haideți să nu privim ca o răutate, nu? Dar eu vreau să vă asigur că și pe cetățeni, că noi cunoaștem toate neajunsurile, importante să găsim resurse, să avem capacități să rezolvăm aceste proiecte. Și apropo de situația respectivă, dacă până acum, chiar pe fonduri europene, am dat proiectele companiei de apă, Apa Canal, care produc mare, mare de la proiecte de eliminat public, tot de investiții, proiecte de modernizare de drum. Sigur că trebuie găsită o ordine tehnologică firească în implementarea lor. Dar dacă se ocupă vreo trei entități diferite de promovarea acestor proiecte, nu știu cum o să ajungă cele trei entități încât să venim cu ordine tehnologică firească. Ultima discuție care am avut-o împreună cu domnul primar și domnul viceprimar, cu cei de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, le-am cerut ca acele proiecte din sesiunea 2021-2027 să fie de tip integrat. Adică, dacă eu vin pe strada Valea Mică, am apă, n-am, am canal, n-am, am gaz, n-am, am alimentare pe energie electrică, am. Deci, ce nu am, să punem un proiect. Câștigă, știu eu, o firmă licitația și se ocupă de la A la Z într-o ordine tehnologică. Vine cu gazul, vine cu apa, vine cu canalul, vine cu iluminatul public și la final se încheie cu modernizare și execuție trotuare, piste de biciclete. Și atunci nu va fi un deranj repetat iar și iar. Nu se poate întâmpla. Și nu din cauza, știu eu, efectiv din derularea proiectului, nu că din eficiența celor care se ocupă de proiectele respective. Și în plus, se mai citește la noi în oraș, orice deranj care apare în oraș e provocat de cei de la primărie. Mare deranj apare în oraș, mare deranj datorită celor de la apă, canal, gaz, curent și așa mai departe. Noi le-am cerut în întâlnirile pe care le avem cu furnizori de utilități, fiecare entitate să aibă un logo a ei, să vadă omul, sper să vadă, aici lucrează compania de apă, aici lucrează distrigat, aici lucrează țeie electrică Transilvania Nord. Sigur că se impune să intervine, că apar defecte, apar lucrări de mentenanță, deci n-ai cum să le stopezi acele lucrări. Iar noi, ca să venim și eu și în sprijinul cetățenilor, dar și al nostru în implementarea anumitor proiecte, inclusiv când o să lucrăm, în oraș, iar cu cei de la cetadini. O să transmitem în avans cu o lună, două, ca toți de pe strada respectivă să vină, să-și facă o verificare la tot ce înseamnă branșamente și să-și realizeze mai întâi branșamentele care consideră ei că trebuie să le schimbe, trebuie să vină cu lucrările respective ca să deranjăm cât mai puțin pe urmă. Pe de altă parte, un oraș în care se lucrează este un oraș mic, se întâmplă ceva, se lucrează, se face ceva, un parc de jocuri pentru copii, o cale de acces mai bună, o grădiniță, o creșă. Zadărul va deveni un oraș atractiv într-o perioadă de timp relativ scurtă. O spun toate prognozele și un indicator foarte important din acest punct de vedere. Pentru mine au fost discuțiile care le-am avut cu conducerea celor două companii multinaționale, Tenaris și Ișlea. Am în două companiile continuă investițiile în municipi și investiții consistente. Dacă rezolvăm și problema cu varianta de ocolire și cu autostrada, mai e un proiect care se va întâmpla în acest an, care o să însemne ceva, mai ales pentru tineri. McDonald's ăsta drive. Bazinul de inod, cinematograful, parcurile de joacă, creșele, toate sunt investiții pe care le-am gândit în ideea de a face orașul atractiv, mai ales pentru cei tineri. Că dacă ai unde să-ți lași copilul, dacă ai loc de muncă, dacă am de să duci copilul, dacă poți să îți petrești timpul liber pe care îl ai într-o
departe. Asta înseamnă creșterea calității vieții și, pot să spun, primenirea, ca să nu zic altfel, a populației care nu are o anumită vârstă și biologic o să diminueze. Așa că preocuparea noastră este în principal ca aceste proiecte să beneficieze în mare parte generația mai tânără decât noi și, sigur, că pentru pe zona socială o să avem în vedere și problema aceasta, că avem în intenție să se luăm un parteneriat cu Centrul Acasă pentru acest an, în care să finanțăm îngrijirea 25 de persoane vârstnice care n-au pe nimeni. Iar pentru anul următor vrem să facem un centru de zi pentru copii, pentru persoane vârstnice, dacă e posibil, pe fonduri europene, de aceea așteptăm să vedem lindurile și un centru de respiro, în care să poată să-și lase copiii care au probleme, o familie care vrea să trece la sfârșit de săptămână, știu eu, undeva în afara localității și nu are cu cine să-și lase copiii. Am gândit asta mai ales în această perioadă de pandemie. Știu o familie care are o familie care este un singur, este doar mama și nu are, dacă s-ar fi bolnăvit, ferească Dumnezeu de COVID și trebuia să stea izolată în spital sau acasă, nu avea ce să facă copilașul. Și din punctul nostru de vedere, e o nevoie pe această zonă, iar proiectele noastre următoare vor fi axate și pe această nevoie a comunității noastre. Da. Da. Permiteți să vin cu o sugestie de data asta, nu cu o întrebare. Aranjarea drumurilor forestiere în zona Mureș a însemnat și creșterea numărului de zăloani care se duc la sfârșit de săptămână, mai ales în plimbare în pădure. Și asta este un lucru foarte bun, să știți. Văd asta, chiar eu văd, pentru că întâmplător mă duc foarte des acolo. Familii tinere cu copii se duc în plimbare și e minunat. Pe de altă parte, însă, am văzut că sunt foarte mulți zăloani care nu înțeleg că meseșul nu trebuie să însemne să duci cu mașina, cu jeepul, până la marginea să iei flori. Prezența mașinilor pe acele drumuri, să știți că înseamnă de multe ori, din păcate, și gunoi aruncate la marginea pădurii. Noi avem deficiențe de educație, așa, mulți dintre noi. Acum, nu știu în ce măsură s-ar putea limitarea prezenței mașinilor pe aceste drumuri. Sus am văzut că este închisă bariera, dar jos am văzut și mulți intră acolo, efectiv intră și ATV-ul, da, e o altă poveste. Nu știu care e cadrul legal și dacă nu știu, nu mă pronunț. Dacă s-ar putea să stimulăm cumva cu oameni să se ducă la pas pe aceste drumuri, care sunt foarte frumoase. Se pot duce la pas, nu cred că e cazul să intrăm cu jeep-ul până în... Asta e o sugestie. Nu știu, eu n-am un răspuns acum, dar o să analizăm situația și e bună sugestia. Eu aș sugera celor care vor să iasă mai liber să folosească zona de picnic care are o anumită formă acum. O să mai continuăm investițiile acolo, să mai facem mai multe locuri care pentru grătare și apa a tras-o deja acolo. Sunt 10 furișoare care pot să stai și e o zonă plăcută. Poate că n-ar fi rău ca și lucrătorii ocolului silvic, nu știu cât sunt, să fie mai vizibili în zonă și atunci probabil că situația s-ar... Da, o să avem în vedere. Da, noi le-am cerut lucrătorilor de la ocolul silvic să ne transmită toate, ne-a ajuns în toate lucrățile care să... E păcat, este un super. Sigur că o să intrăm probabil cu cei de la Citadina acum, să facem o igienizare în proximitatea drumurilor forestiere. Noi vrem să punem în valoare pădurea mensă, deci pe drumul ăsta cu forestiere. Noi vrem să facem și un traseu de cicloturism sau mai multe trasee. Să facă legătura între ele, să... Mă rog, cei care sunt doritori și iubesc natura și meseșul să aibă posibilitatea să facă trasee, să venim cu
mult mai mult decât ce e acum. Și în zona, o să dezvoltăm, cum spun domnul primar, zona Băienilor Direșului, inclusiv cu niște, așa zise, terenuri pentru mini fotbal, volei, basket. Avem acolo mai multe lucruri de rezolvat. Eu sper că anul ăsta să întregim cât de cât și să terminăm acolo partea respectivă. Și observ chiar că sunt cetățenii care merg, se bucură la de săptămână, stau și petrec timpul liber, fac plimbări. Caută un buze, aș vrea să zic doar că cu toate greutățile în acest an am reușit să construim un buget consistent, cel mai mare după 1989, cu o sumă alocată la investiții record, cea mai mare.